Hai să vedem împreună cine au fost regii României și câți regi a avut România. Începând din anul 1866 și terminând în anul 1947, România a avut 4 regi din familia Hohenzoller. Începem cu primul rege, regele Carol I. Ferdinand I este al doilea rege al României și regele sub care s-a înfăptuit Marea Unire. Carol al II-lea, al III-lea rege al României și ultimul rege al României, Mihai I, acesta fiind alungat de comuniști. Aceștia au fost toți 4 regi ai României. Înscrie-te la canalul meu, lasă un like și distribuie acest video. Mulțumesc!